Bine v-am găsit, stimați telespectatori, din câte vedeți, sunt treaz, treaz în sens oricum, deși ajunul Crăciunului, bănuiesc că multă lume nu e trează, când înregistrez aceste lucruri, tocmai am venit de la birou, pustiu, azi a fost pustiu, toți tefeliștii și-au pregătit ajunul Crăciunului, cred că dimineață, că am fost și dimineață, e o doamnă, domnișoară italiancă, știe cât de cât românește, nu știu ce, are o firmă, nu știu, de imagine. De aia zic, era singura în toate clădirea, în afară sigur de mine, care am muncit. Și chiar dacă aș sărbători, n-aș bea de vreo, nu știu, 20 ceva de ani, nu pun alcool în gură, nu? Așa că, dacă, e o nebunie, nu că nu beau. Dacă aș bea acum o linguriță de, să spunem, whisky sau țuică, cred că m-aș împăta și începea să cânt. Nu, deci n-am, am această convenție cu mine. De mâncant am mâncat la cunoscutele ce, niște struguri și prune și ceva pe acolo, pe la 5:30 și de acum mă pregătesc să mă duc, să plec dimineață la Sinaia. Eu mulțumesc tuturor cititorilor, telespectatorilor, colaboratorilor, cunoscuților care mi-au trimis felicitări. Nu, de regulă, nu răspund, mă rog, mulțumesc. Mulțumesc editurii Rao care îmi trimite ultimele noutăți în limita posibilităților prezint. Eu nu sărbătoresc, nu sărbătoresc că nu sunt creștin. Sunt creștin că și încă cum, da? N-am cum, nu. Țin la siluietă, nu mă apuc dacă mâncam acum în o seară asta, în primul rând nu putea să dorm. Te mănânci la ora asta, dacă și te culci imediat, totuși între 5:30 și 11:30 sau 12 sau 2 mă culc eu, pentru că de aici o să dau din picioare să văd și serialul cu Sergiu Cizi, în picioare, ca să mai slăbesc. Bun. Astăzi am avut o viață, o zi intensă de lucru. Am comandat pe ocazii, că trebuie să povestesc, pe ocazii Ro, v-am spus, opere complete, operele apărute la Cartea Rusă în 57 sau 56, 58, ale lui Gogol. Este foarte interesant, Gogol a fost adus atunci, Suflete Moarte a fost adus de Arghezi, romanul. Și, în general, traducerile de atunci erau mult mai bune decât cele de acum, pentru că am văzut și aceleași proze, nu toate, și după 89 au ieșit Gogol, dar cu oameni care au tradus acum și care n-au talent de scriitor, adică au tradus ca niște jurnaliști. Era foarte interesant, fiind o perioadă în care mari scriitori, mulți din ei, al Teodoreanu, nu mureau de foame, atunci li s-a dat fie cu sub pseudonim, fie cu nume să stilizeze traduceri din rusă. La Gogol este foarte greu, pentru că trebuie să găsești și la Gogol, și la Bulgakov, și la Tolstoi, și la Tolkien, e foarte greu de tradus, și la Dostoevski, pentru că trebuie să știi limba rusă perfect și să fii și scriitor român perfect, ca să poți să transpui în românește spiritul scriitor, mai la Gogol. Trebuie să găsești toate nuanțele comice, nuanțele satirice. Pe când am făcut comanda, scria că îmi trimite prin poștă. L-am sunat pe domnul respectiv, că după ce faci comanda pe ocazii rău, îți dă numele măsurului, nu mi-a răsut, v-am să sun să nu-l trimite prin poștă, până că trimite prin poștă, ajunge la Matei Milu, acolo la Palatul Telefonului, că ajunge nicio problemă, dar nu te anunță. Și am anulat comanda,
Și m-am, eu spun asta ca să știți cum se întâmplă pe Ocaziro, și apoi am făcut o nouă comandă cu cineva din București care a venit, i-am dat banii, m-am întâlnit la Romană, era un tânăr cu care am discutat despre oratorie, adică după ce mă știa de la televizor, i-am dat banii, mi-a dat cărțile, zice, domnul Cristoiu, dar de ce nu avem oratori? Și Grecia, Roma, antică. Zic, am scris odată, e foarte interesant o dată de disfat, că într-o seară când nu lăsam subiecte din politică. De ce nu mai avem? În general, în lume, nu mai ora, adică și pandemia a arătat un lucru foarte important. Noi nu mai avem lideri, adică foarte mulți politicieni mari din Occident, cu funcții mari, nu sunt ei politicieni mari, talentați, da? Sunt lucrături, creații, cum e și Macron, ale media, ale unei mașinării. Găsești niște consilieri foarte buni, îi plătești bine, străini și ăsta, și fac din tine al meu Napoleon. Păi că din unul portar, sau ce, fochist, Napoleon. Nu era, adică în alte domenii nu există. Chiar, vă spun, este singurul domeniu unde poți să falsifici personalitatea, uite că am făcut așa o paranteză, este politica. De exemplu, la fotbal, oricât e, să zicem, Hagi e Hagi. Da, dacă e unul black și nu știe să joace fotbal bine, poate să vină consilier de imagine, de sunet, nu merge. La scriitor la fel, poate să vede că nu când citește. Deci politica este singurul domeniu unde se pot falsifica personalitățile. Și acum, pentru că în lumea reală, în lumea de azi, pe Facebook, mașinării și vin consilieri și spune, și acum apar deștept, Câțu, când te uitea la ei, credea că chiar e deștept. Da, după asta ne-am dat seama că nu e. Am dat un exemplu. De asta nu mai e problema oratoriei. Oratoria te nășteai, mă rog, în afară de când învățai ca de multe. Deci era o trăsătură. Omul politic se năștea cu niște talente de om politic. Organizator, proiect de țară, bun vorbitor, orator. Acum poți să te naști bâtă din punct de vedere politic și plătești consilieri, mai faci niște intrigi pe acolo, pe la partid și te trezești premier, președinte, că uitați-vă la Klaus Iohannis, cum ne-a fost vândut. Dar să-mi amintește, eu fac aceste salturi când am scris o mare de vreo 50 de pagini despre femeile în viața lui Kennedy. Un bandit. Era un obsedat sexual, știți ce înseamnă asta, Kennedy. Dar obsedat sexual, scris și Dumnezeu, la modul ăla, nu obsedat sexual, că vedea una și zicea, bă, mi-ar plăcea. Nu! Sunt multe relatări în lift. Te prindea în lift. Marilyn Monroe, a fost mai mult, că nu numai, au fost foarte multe femei de bine care au stat de vorbă cu el și ăla mai avea un pic și le trântea acolo pe scenă. Da, și despre el a fost o creație a consilierilor, pentru că tatăl lui spunea, bă, o să-l vindem, reclamă pe filmul, o să-l vindem, John Kennedy, pe John o să-l vindem ca pe popcorn, ca pe Coca-Cola. Deci foarte importantă această vânzare. Bun, m-am trezit însă ieri cu o adresă de la oficiu poștal că mi-au venit cărțile. Aveam două posibilități, adică să nu mă duc și să se întoarcă, și m-am apucat așa, m-am gândit, bă, omul ăla a trimis și el, a făcut pachetul, știți cum e, că știți când vindeți ceva mare, că fiecare vâncări nu sunt bogat, a făcut pachetul și acum așteaptă banii și o să vină înapoi pachetul și, mă rog, sigur că o să dau lămuri la ocazii rocă, m-am gândit, bă, hai, mă duc și îl iau. Îl iau, pun să zic, mai am încă o ediție de Gogol. Asta e, să spun. O să-l fac ca deodată, uite, unui cititor sau telespectator care e mai bun și care căruia îi plac rușii. Așa, pe contul m-am gândit, bă, e Crăciun, săracul, bă, și văd, știi că
vânzătorul trebuie să pune la poștă, face pachetul, lipește, treabă multă, da? Și speranță. Și el ia banii numai dacă eu iau pachetul, că eu iau pachetul și dau banii. Și el lui vine înapoi și zic, bă, stă omul, chiar și puteam să zicem, puteam să amân chiar după, pentru după întâi. Zic, mă, stă omul și zice, bă, n-a venit banii. Că încă o dată știu, oamenii care trimit, care vând cărți, nu pot spune că chiar mor de foame, dar i-am cunoscut foarte mulți și nu sunt ei, adică nu de bine le vând. Unii pentru că au o bibliotecă și vor să ia ceva bani, alții pentru că sunt chiar anticari, dar nu anticari cu sediu. De aceea, cumpără, vând alea. Bun. Și la întoarcere m-am zis, hai să mă opresc pe la o librărie care e la Crețulescu și mă nimeni la Humanitas. Lasă la o parte faptul că mi-a trebuit vreo 10 minute pe unde să intru, pentru că o ușă era blocată și pe una scria așa, ușă stricată. Păi cum adică zic, una e stricată, una e blocată. Era alături, dar nu putea să o repare, era alături de ușa stricată aia pe care intra. Bun. De ce am făcut această paranteză? Nu, ca să arăt eu că am fost să cumpăr cărți. Și ca să vă spun următorul lucru. Deci, când mă duc la Paris, sigur mă să cumpăr și cărți. Și cumpăr de regulă de la Gilbert Jean. Asta este o librărie mare din Place Saint-Michel, celebră, veche. Acolo când intri, sunt 4 etaje sau 5. Deci nu știu mai țin. La etajul 4 e istorie. Eu mă ziceam de regulă la istorie. Când ai intrat acolo și vezi așa, un perete, jumătate de perete, antichitate, pe un raft scrie Roma Republicană și apoi vin cărțile, Roma Imperială. Apoi vine, nu știu, Evul Mediu. Deci când vrei să te duci acolo și te interesează, pe mine mă interesa istoria Imperiului Otoman. M-am dus la istoria, la Turcia, istoria Turciei, care și istoria Imperiului Otoman, nu era tot una cu istoria Imperiului Seljucic. Și adică, dacă sunt cărți din domeniul ăla, le găsești acolo. Deci este foarte important, pentru că când intri într-o librărie, sunt cărți care nu, mai ales în România, nu știi cum le... Adică nu știi că au apărut, da? Pentru și deci, la toate librăriile, inclusiv la Umanitate, și mă surprinde pentru că totuși proprietar este Gabriel Liceanu, e om de carte, nu? Orice am spune. El nu trece pe la librăriile astea, adică librăriile Umanitate mi s-au părut mai jalnice decât Cărturești. Deci, probabil că are niște oameni, dar eu spun acum... Nu că nu simpatizez eu pe Gabriel Licean, dar eu dacă aș fi în locul lui, om de carte, librărie, librăria mea, m-aș duce pe acolo și s-ar simți că am trecut eu pe acolo. Deci acolo m-am căutat istorie, nu scria nicăieri istorie, m-am uitat după titluri, dar de Valma, erau vreo 3 dolapuri despre securitate alături de despre Imperiul Rus, un balamuc. Nicăieri nu scria acolo, nu știu, istoria, nici măcar nu era diferențiată istoria României de istoria universală. Deci rămâne pentru mine o mare întrebare, o spun cu simpatie. Totuși, Gabriel Liceanu este un om de carte. Eu să am o librărie sau o anticărie, n-ar scăpa aia librărețele alea de mine în fiecare zi, m-aș duce. Și-a spune, bă, fii atent aici. Librăriile Umanitate nu se văd că sunt ale unui intelectual. Nu știu, se văd și o chestie. Acolo, portretele, scriitori, cărți, ca și Cărturești sunt mult mai buni, deși nu sunt ale unui om de cultură. Sunt buni, sunt făcute, adică știi, literatură, spălitere, cutare, noutăți deosebite. Nu știu, am zis așa, am zis aproape, din general, la toate librăriile noastre, eu n-am găsit, mă, mine mai o rândurie, scrie istoria României. Literatură română, literatură română clasică, poezii. Păi ce așa de greu să le așez, pentru că omul când vine, bă, n-are, și direct, eu, și dacă aș fi știut, eu căutam, ce căutam eu?
cu Selgiucizi, da? Sau cu Castru. Dar am găsit, ca să găsesc una, trebuia să iau fiecare carte cu privirea, bă, acolo de pe raft, că nu erai pe spune, bă, aici este istorie universală, nu știu, hai să-i spunem America Latină și America, zicem că noi nu avem atâtea cărți la francezi sau ăsta, pentru că au atâtea cărți și normal că le împart. Bun. Așa, dar am terminat această parte. Cu un an în urmă, 25 decembrie 2020, s-a petrecut unul dintre cele mai stupide, jalnice, mizere, umilitoare momente din istoria României de la Fanariuți încoace, și anume primirea cu festivă, nu, intrarea festivă de la, pe la Vama Nădrag a vaccinului. Acum un an, 25, era fost 25 decembrie. Deci, repet, și hai să vedem, să ne amintim, că împlinește un an, de la intrarea triumfală în țara vaccinului pe la Vama, nu știu, Borș. Fabricat în nordul Belgiei și a fost transportat, este transportat în cutii speciale cu gheață carbonică pentru a-l menține la minus 80 de grade Celsius pe perioada transportului. Camioanele frigorifice au fost încărcate cu vaccinuri și escortate de mașini ale poliției spre destinațiile programate. În România, primele 10.000 de doze au ajuns chiar acum la vamă. Se face controlul documentelor în acest moment. Se verifică transportul. Camionul de aici va veni spre voi, va veni la București, la Institutul Cantacuzino, desemnat Centrul Național de Stocare a Vaccinurilor împotriva COVID-19. Vaccinarea începe, așa cum ai spus și tu, duminică, în 10 spitale din țară, aflate în prima linie în lupta cu COVID-19. Vorbim despre spitale din București, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Baia Mare, Suceava și Timișoara. Vaccinul anticovid produs de Pfizer este eficient în proporție de 95%. Serul va fi administrat în două doze, la un interval de 21 de zile. Toate aceste evenimente, vă reamintesc, pot fi urmărite la TVR. Televiziunea Română este broadcaster principal în promovarea campaniei de vaccinare, dar și pe paginile oficiale de Facebook ale Guvernului României. Chiar acum puteți urmări transportul vaccinului, sunt 10.000 de doze de vaccin. Vă reamintesc, în primă fază vor fi vaccinați medici aflați în linia întâi în lupta cu COVID-19. În cea de-a doua etapă vor fi imunizate persoanele cu risc, iar în cea de-a treia populație. În acest moment se pregătesc de declarații și șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, și medicul Valeriu Gheorghiță, cel care coordonează campania de vaccinare împotriva COVID-19 la nivel național. Deci aveți timp să vă așezați. Când spuneți, când sunteți voi pregătiți, acum. Să nu apeși pe un buton acolo. Un, doi, trei, un, doi, trei. De drumul la microfon. Hai că vă simt. Cum are șansă, nu te-am zis. Pune-le pe astea, te rog, un pic mai să te crezi. Atenție că... Unde vreți să pui doar? Acolo, în margine, să nu te crezi. Ai o soluție. Și mie nu mai pune pe butonul la nevoie. Ia să o așa. Ok, toată lumea în regulă, da? Da.
significa asta? Vine asta, nu cred că să cadă. Atenție să nu cadă când vorbim. Stai mai puțin. E ok așa. Cred că asta. Dar nu eu. O alunecat. Cristi, se aude? Noi așteptăm să ne spuneți. Cred că mai degrabă. Mai bine le puneți crucate și zic la alunecă acolo. Alunecă. 20-20. Gealul se aude? 20-20. Pe ăsta că are butonul aici. Atenție, vă rog, că cum le mișcați, cum mai cad. Puneți-mi aici dacă îți puneți văzut ăsta nu. Dar ce, a meu are probleme. Vor să vadă, să vadă sigla. Atenție. Nu e... Vine greu din spate. Gata, aici gata, s-au stabilizat. Nu știu să pune la de resuscitat. Puneți-l așa. Puneți-mă aici dacă îl puneți, nu prinde. Nu prinde. E bine așa, așa, așa. E bine? Gata. O să vorbim repede ca să... Gata. O să cadă dacă îl puneți. Uite așa, nu. Gata. Ok. Putem începe? Deci bună ziua și Crăciun fericit în primul rând pentru toți telespectatorii dumneavoastră. Asistăm la un moment istoric, la un moment arată că lumea a găsit o soluție, începem să o aplicăm, vedem cum Uniunea Europeană împreună a reușit să nu dezamăgească cetățenii Uniunii Europene, așa cum a intrat în spatele nostru acest camion cu primele doze de vaccin, au intrat astfel de camioane toate țările membre ale Uniunii Europene. Astfel încât să înceapă campania în toate țările membre ale Uniunii Europene împreună. Asta a fost un efort imens la care au participat toate statele membre, inclusiv România, achiziție comună, abordare comună și, bineînțeles, pentru partea de vaccinare, o implementare comună și împreună. Pentru noi, ce înseamnă acest lucru? Este o speranță, este lumina de la capătul tunelului. Dar... ați văzut. În ziua de 25, ca și am plecat la Sinaia tot de Crăciun. Vedeți că nu e nimic nou așa. Încerc să plec acum, sigur. Plec în sensul că omul dispune, omul propune, Dumnezeu dispune. Teoretic și practic mă scol dimineața și mă duc la Sinaia. Seara, după amiază, am ajuns și seara am făcut pastila. Pastila de acum un an. Hai să vedem cum am comentat eu momentul de acum un an, când noi nu știam nimic despre cât de prost e vaccinul ăsta. Bun. Așa, cum v-am anunțat, cum am profețit, aducerea vaccinului, care este aducerea vaccinului, unui medicament, da? S-a transformat într-o ceremonie națională. Greșeam data trecută când vă spuneam cine se ducă la aeroport, pentru că el a venit pe cale rutieră de la, nu știu, din Belgia, cu o camionetă. Pe drum mi-a ascultat de România Actualități. Știam deja mersul vaccinului. Din când în când era unul acolo în vamă și spunea, intervenea, întrerupea muzica populară, spunea, vaccinul a ajuns la Seghedin, vaccinul intră în vamă, vaccinul s-a oprit în fața vremii. Dumnezeule, Dumnezeule. Despre această ceremonie pe care o să vedeți, vă prezint și eu video, a scris un text excepțional Cora Muntean. Sigur, textul de publicist, de scriitor, nu, e mult mai bun decât zicerile mele.
Așa că eu nu o să mă ocup de descriere, deci ați văzut și dumneavoastră la televizor, deci în primul rând au transmis toate televiziunile, au adus pupitru, eu cred că deja avem un tic național, pupitru. Până acum l-a ducea ăla de la Cotroceni, acum l-a adus la Ed Arafat, la, pe lângă observațiile extraordinare de reporter ale Corei Muntean, eu spun următorul, dumneavoastră l-ați văzut pe Vasilichi ăla, cum îi spun ăla de la Spitalul Militar Central, el e doctor, am zis, da? Normal, era să apară, apară militar, adică, am înțeles că e singurul virusolog din armată, de aia l-au luat. Eu nu cred, l-au luat așa, că e Vasilichi, nu știu, Vasile Gheorghidiță, nu știu, habar n-am, mai țin minte. Oricum e vedetă. Ați văzut, el spune cum vin pe alea, cum vin pe alea. Dar oricum, așa cum v-am zis, a întrecut aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim și ce mai a adus? Venirea Papei sau venirea lui, cui, a lui Bush, ați văzut. Deci, ați remarcat acest lucru, cum s-au dus toți jurnaliștii acolo, după asta a fost venit la un convoi cu un convoi alcătuit din condus de jandarmi. Bine, e drept că a fost 18 ore. Da, am înțeles că, nu știu ce, e o camionetă din aia frigorifică. Deci, a trecut un an. Ce spuneam eu atunci? Și anume, nu știam atunci că vaccinul nu este, n-are imunitatea, cum a zis ăsta? Era de la televiziune, 95%. Și eu credeam că vaccinul e bun. Adică nu bun. Nici acum nu e rău, dar nu e miraculos. Trebuie să faci două, trei, două. Deci, repet, eu nu neg vaccinul, m-am vaccinat de trei ori, m-am vaccinat și a patru ori, și a cinci ori, dar ei, specialiștii, toți spun acum, după un an, domne, nu asigură imunitate absolută, 95%, sigur, ce spune, că nu mai faci forme grave cu tare, dar nu asigură și după părerea mea, și eu repet, ce se întâmplă acum în Europa este numai și numai din cauza acestei prezentări false a unui medicament, pentru că s-a spus, ați văzut acolo, a zis imunitate absolută, da? Deci cine se vaccinează nu se lipește de el boala, da? Așa, așa se spune atunci, da? Ei, și atunci, în timpul verii, în toată Europa, ca și la noi, cei vaccinați, ca mine, a zis, bă, nu o mai respect nicio regulă. M-am vaccinat, a zis că imunitate, pot să trec și prin ciumă. Dar, de fapt, noi toți, noi cei vaccinați, eram purtătorii virusului. Adică ne puteam și noi infecta, unii s-au infectat și, însă, și ceilalți, care, adică se întâlnește întreba la un concert, vaccinați, nu testați, mă, intrau și au fost acolo, au făcut pulbere. Deci tot ce se întâmplă acum vine din faptul că nu s-a spus, trebuie văzut dacă nu s-a știut, de prima dată acest lucru. Bă, e un medicament, asigură o anumită imunitate, după un timp dispare, păstrați în continuare regulile cu tare, cu tare, luați medicamente și fiți prudenți că vă puteți și dumneavoastră infecta și infecta. Altfel ar fi fără lucrurile. Dar chiar și atunci, acum un an, când nu știam, încă o dată, eu nu imaginam că nu e miraculos, totuși am zis, băi, medicament, ce să spun? Cum să-l faci din el primire triumfală, ați văzut că am povestit acolo, televiziuni, la urmării prin elicopter, ați văzut acolo, bătălie la, bă, ăștia, cum îi spui, Raed Arafat cu Gheorghiță, mai erau și pe acolo, toți erau să țină cuvântări. Și să nu cuvântări. A venit un medicament, dar dacă venea un supozitor, îl prende. Deci era un moment istoric. Încă o dată, oameni buni, a venit un medicament, da? Cum să vină, să fac festivitate și televiziunile să transmită în direct și apoi să urmărească, a, după asta să știți că la, când a ajuns la București, când l-a descărcat televiziunile. Bun.
Și acum, când știm că nu e miraculos, păi ne uităm și nu-și vine să cred. Mă, dar ce popor de babuine este? M-a venit un medicament, îl trimitea unii, n-avea importanță. Dom'le, la ce m-a spus atunci, că comparație cu intrare în țară, nu mai pot să... Mi-am aș adăuga acum că parcă era intrare locarul întâi în țară, că și el, după ce ai coborât pe solul românesc, așa am citit, o văd, nu-i peste tot, cu surle, cu trâmbi. Nu se poate așa ceva. Și acum, și noi, și europene, plătesc această, această iluzie, această, hai să spunem, teamă de a nu spune adevărul. Bă, e un medicament, anumite nu, cum să spun, nu, pentru unii, nu, sunt unii care și mor, reduce riscul de a se îmbolnăvi foarte grav, dar nu e cu, așa ce spunea tante de la televiziune, TVR, care era, sigur, la 99, 96% imunitate. Nu. E, deci, iată să ne amintim, deci, cu atât mai mult, acum văzând, momentul este dublu penibil, dublu umilitor. Nu numai că nu era medicament miracol, numai că era un medicament miracol, dar era și un oarecare medicament, un oarecare. Primire festivă. Doamne, maică. Doi. Domnul prezident ne-a ținut, ne-a urat de Crăciun. Hai să vedem urarea lui. Căldura căminului, momentele prețioase pe care le petrecem alături de familie și de prieteni, bucuria pe care o vedem în ochii celor dragi, generozitatea și compasiunea față de cei aflați în suferință, care au nevoie de sprijinul nostru. Toate acestea înseamnă spiritul autentic al Crăciunului. Dragi români, la finalul unui an foarte dificil, să ne reîntoarcem la semnificațiile acestei sărbători. Vă urez să trăiți din plin bucuria nașterii Domnului, cu speranța că, ocrotindu-i pe cei dragi, vom trece cu bine, solidari, peste această perioadă. Crăciun fericit tuturor, oriunde v-ați afla. Ați văzut. În continuare, dă din mâini în contratimp. Adică, bă, și la urarea de Crăciun, nu știu, poate că nu e așa. Dar eu cel puțin, uitându-mă acum, m-am uitat acolo și am avut impresia de fals, dar nu știu de ce. Poate vreau să vă explicați. Mă, poate e sincer. Și eu nu știu cum poate să spună omul ăsta unei femei te iubesc. Cel puțin aici, în acest discurs, nu simt, nu știu, empatia, căldura, comunicarea cu mine. Nu știu, eu când vorbesc acum, simțiți că, nu știu, trăiesc și vă spun, da? Ce-ar fi să fac și eu așa? Cum? Adică totuși când dau din mâini se vede că mâna coincide, ascultă creierul, sufletul. În schimb, Victor Orban a dat-o, a pus o poză și a scris de desubt Crăciun fericit cu nepoții. Bun. El a ales o formulă, dar încă o dată, acum îmi dau seama că mă uit la... că nici măcar când ne urează Crăciun fericit. Deci, eu nu știu, poate că nu trăiește, poate că nu are sentimente, poate că în momentul în care spune, nu știu, te iubesc, aia zice, aoleu, mi-a zis tovarășul că nu știu ce. Da, eu vă urez Crăciun fericit, așa, nu știu în ce măsură, dar ce fac așa. Vă urez Crăciun fericit și să fiți, nu știu, de plin cu tare. Face așa, da, el vorbește, pam, pam, pam. Cred că i-au zis că e acolo pe prompter. În acest moment faceți așa, apoi faceți așa. Bine, mulțumesc, la revedere, Crăciun fericit.